Dragi spectatori, am revenit în studioul București TV aici la Culart și dacă până acum am vorbit și am făcut un pic de istorie a rock-ului și a blues-ului alături de Mike Godoroja, în această parte a doua a emisiunii, așa cum vă spuneam, vom avea parte de o tânără actriță care de altfel are și un palmares destul de interesant și o să stăm de vorbă în această seară cu Crăița Mladinovici. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit, Crăița, la noi! Bine v-am găsit! Și așa cum de obicei întreb pe partenerii mei de discuție, cine ești, de unde vii și ce faci? Mă numesc Crăița Mladinovici, vin din București și fac foarte multe lucruri. Te rog, care sunt alea foarte multe lucruri pe care tu le faci? Hai să începem mai întâi cu momentul în care ți-ai dat tu seama că asta ce faci acum, teatru de fapt, este ceea ce ți-ai dorit să faci. E destul de amuzant. Eu am crescut fără tată și am fost în grija fratelui cel mare. Și el a făcut parte din trupa de teatru a liceului și eu, cum eram mică pe acolo, toate weekendurile eram hop-top și eu cu fratele. Și ne-am împrietenit foarte tare cu o fată, Ioana, îi spunem eu, care a dat la actorie. Și în ziua în care a intrat la actorie, a venit fericită la noi acasă și a zis: "Mamă Gina, am intrat la actorie!" Și atunci m-am uitat la ea și a zis: "Promit că și eu o să dau la actorie." Și de acolo a început totul foarte, foarte natural, mai ales că eu, repet, când eram mică, toate weekendurile le petreceam. Și cum a fost aventura ta în facultate? Când ai intrat în facultate? La ce clasă ai fost? Și cum ți s-a părut toată experiența asta din facultate de teatru? Am dat de 3 ori la UNATC, am picat cu brio, iar în anul 2013 am intrat la Hyperion, la clasa Mihai Mălai Mare, asistent Ana Maria Păslaru. Anii de facultate, Dumnezeule, cred cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pe lângă faptul că eram în cantonament în teatru, nu prea am văzut Universitatea Hyperion, eram de dimineață până seara, de luni până duminică în teatru, făcând tot felul de lucruri. Trebuie să mai spunem spectatorilor pe care se uită acum la noi că Crăița Mladinovici, împreună cu Alex Floroiu, cu Mădălin Mladinovici, fratele Crăiței, și Robert Poiană și mulți alții, Maximilianu Nunies, Eugeniu Fetescu, da, ca membrii fondatori, da, să-i număr, Tudor Boloca, Ioana Floroiu, sora lui Alex Floroiu, Andreea Secu. Da, ei sunt breasla actorilor. Este, dacă mă întrebați pe mine, și nu sunt subiectiv în ceea ce spun acum, este un fenomen în momentul de față, pentru că au spectacole din ce în ce mai multe, pe diferite scene, atât din capitală, cât și, de ce nu, chiar din țară. O să vorbim mai un pic mai târziu și despre un concurs la care vor merge, un festival de teatru. Iar acest nucleu are o experiență în spate, că apropo de ce vă spuneam, și o să ajungem acum să vorbim despre experiența ta cu maestrul Mihai Mălai Mare, experiența ta la Teatru Masca și cum a fost pentru tine toată această perioadă. În primul rând, eu am început colaborarea cu Teatrul Masca un an înainte de a intra în teatru ca și student a domnului Mălai Mare. Fratele mijlociu Mădălin, cu care am și fondat breazla actorilor, făcea cursurile școlii de teatru și gest al teatrului. Iar înainte de festival, Dora Iftode, actriță și ea la Teatrul Masca, și-a dorit să facă și ea un moment și a căutat Pe cineva, adică am fost o gașcă de, nu mai știu, 8-10 fete și de acolo a început alergarea mea cu Teatru Masca. Care a fost primul tău spectacol în care ai jucat la Teatru Masca? Primul spectacol, cel din festival, Colombinele. Și cum a fost experiența asta de a juca într-un spectacol și trebuie să reamintim faptul că la Masca este foarte puțină vorbă, mai multă mișcare și mai multă expresie corporală. Da. Era, cred că, a doua ediție de Festival Internațional de Statui Vivante. Momentul era în mișcare, colombinele se plimbau prin parc. Eu încă nu intrasem la facultatea de teatru, avusesem doar cursurile din cadrul liceului și eram obișnuită să fie distanța asta. Eram oricum într-un cadru organizat, închis, în teatru, găsită în mijlocul oamenilor. A fost destul de ciudat, dar cumva m-a făcut să mă îndrăgostesc de acest stil. Experiența asta cu statuile vivante este o experiență frumoasă.
Categoric. Și o experiență care te și consumă, pentru că nu e doar simplu fapt că te miști printre cei care sunt în parc. Sau nu te miști. Sau că... nu te miști. Ba mai mult, aici e foarte greu să nu te miști, de fapt. Exact. Mergem un pic mai departe acum și vorbim de un spectacol în care și tu ai jucat. Eu am mai pomenit despre acest spectacol și trebuie să recunosc că de fiecare dată când vorbesc despre acest spectacol mi-aduc aminte cu mare drag. Romeo și Julieta. Romeo și Julieta. Da. Pentru că pe lângă fastul acestui spectacol, pe lângă toate momentele unice, irepetabile, din fericire sau din păcate, depinde cum privim lucrurile, e un spectacol la care toată acea echipă care a fost acolo a muncit enorm de mult. Și aș vrea să ne povestești un pic despre munca asta din spatele spectacolului, pentru că și Alex Floroiu ne-a povestit, dar vreau și din punctul tău de vedere să îmi spui cum a fost munca la acest spectacol. Romeo și Julieta a avut premiera în 2014, da, dacă nu mă înșel, în februarie. Noi terminam, fiind studenți, primul semestru din acest minunat drum. Inițial nu eram în distribuție, dar... am studiat în semestrul întâi, anul întâi, tehnica Etienne de Cru. Și am avut un exercițiu, mișcarea invizibilă. Eram cei 9 studenți într-un grup compact și realizam o mișcare de 45 de grade a corpului, fără a fi sesizată în 10 minute. Parcă. Ceea ce nu e chiar așa de ușor de făcut. Da, este o mică șmecherie cu capul. Dar ăsta a fost examenul sau audiția noastră pentru a intra în spectacolul Romeo și Julieta, unde am interpretat rolul colectiv, corul. Cum a fost spectacolul ăsta pentru voi? Cum l-ați simțit? Intrarea noastră în spectacol n-a fost marcat de un eveniment extraordinar. Noi acolo eram oricum 16 ore din 24. Ocazional și 24 de ore, nu... Mai ales când lucrați la statuile vivante. Sau la spectacolul de licență. Mm-hmm. Actorii teatrului ne-au primit cu brațele deschise, ne-au încurajat, ne-au ajutat, au stat alături de noi, pentru că, dacă ți-aduce aminte, era în tehnica statuii vivante, da, și trebuia tot să ne mișcăm... într-un anume moment, în sincron... Da, despre sincron era vorba, mm-hmm, și în aceeași apă, cum s-ar spune, da, popular. Toți trebuia să avem aceeași mișcare. Mă bucur foarte tare că discutăm despre toată această experiență, pentru că dacă stăm să ne uităm și ar trebui să recunoaștem într-un fel sau altul și tu și eu ca spectator vorbind, că acolo a fost o școală. Da. Acolo ați putut deveni, dacă pot să spun așa, actorul complet, că ați trecut de la cel mai mic lucru pe care poate să-l facă un actor până la cel mai complex. Da, este oricum deviza domnului Mihai Mălai Mare, vrea să construiască actorul perfect. Și sau a reușit? Complet. Și a reușit? În cazul vostru, de exemplu, sau în cazul tău? Am atât de multe de învățat, dar am învățat să muncesc. Cred că asta este primordial pentru un actor. Să știe că trebuie să muncească și să vrea să muncească. De la Teatru Masca, ai fost această perioadă în Teatru Masca. După aceea, ce s-a întâmplat? Unde ai plecat? Am fondat Brazla Actorilor. Așa. Primul spectacol cu Brazla Actorilor, care a fost? Travestiuri? Travestiuri, da. Și cum e? Wow. Eu l-am văzut, dragi telespectatori, recunosc, dar nu vreau să spun eu nimic, vreau să o las pe ea să spună din punctul ei de vedere ce înseamnă spectacolul Travestiuri. Spectacol document. Este istoric, este plin de informație și, în opinia mea, dacă nu știi un pic de istorie, te trezești... într-o altă lume. Da, și e foarte greu să ții pasul. Dar, în același timp, dacă ai un minimul de informație, pleci cu bagajul și mai plin. Cum a fost construcția rolului tău în acest spectacol? Pentru că, până la urmă, trebuie să spunem că rolul tău este un rol destul de important. Este, de fapt, dacă am putea să spunem așa, rolul tău și al lui Massimiliano sunt motoarele, generatoare, dacă vrei, ale acestui subiect din spectacol. Ar trebui să spun în primul rând ce rol interpretez. Da, te rog, te rog. Nadia Krupskaya, tovarășa, soția lui Lenin. Lenin fiind jucat de Massimiliano Nunes, numai Massimiliano pe care l-ați văzut și în această emisiune. Da. Sincer, am descoperit personajul la prima mână, cred că la a doua sau la a treia citire de text, când, dintr-o glumă, am început să vorbesc cu respectivul accent. I-a plăcut lui Alex, că Alexandru Floroiu a semnat regia, și a zis, Crăița, ăsta-i drumul, mergi pe el. Am să te rog să ne exemplifici, dacă vrei, pentru 2 minute, cam ce face,
consoarta lui Lenin în acest spectacol? Pe lângă, acum între noi fie vorba, a scris toate discursurile. Așa. Vrei să spun mai exact o te bucățică? Rog, da. Mai e așa. Ilici a scris foarte puține despre artă și literatură în general, dar se bucura de ele. Mergea la teatru, la concerte, la music hall-uri și s-a amuzat teribil de clown. Și a fost impresionat până la lacrimi când a văzut dama cu camelii. Mulțumim frumos! Frumos! Trebuie să spunem că ultima reprezentație pe care ați avut-o cu travestiuri a fost pe 24 mai la Teatrul Indart. Da. Și unde îl veți mai juca acum? Pe data de 7 iulie, în cadrul festivalului Teatru Sub Lună, organizat tot de Teatrul Indart la Cuantic. Cum ați mai fost cu un alt spectacol până acum la vreun festival din preasăla actorilor? Mersul trenurilor. Și cum a fost? Au fost primiți extraordinar de bine. Au fost chemați, au fost la festivalul de teatru independent de la Constanța. Uh-huh. A fost succes. N-am fost cu ei, nu pot să vorbesc în numele lor. Nu, vreau să te întreb ca idee de festival în sine, unde ați mai fost cu breasul actorilor, cu spectacole pe care am le aveți? Am fost anul acesta, 19 aprilie, la Simpozionul Internațional Tristan Țara, cu spectacolul uh-huh. Travestiuri, acolo unde a avut premiera națională. Cu mersul trenurilor, tot așa, au fost în Robeta Turnu Severin. Așa, nu prea știu, că avem spectacole sub tutelă și nu pot să le urmăresc. Trebuie să spunem, apropo de spectacolul Mersul Trenurilor, două cuvinte, dragi telespectatori. În spectacolul ăsta joacă Robert Poiană, Alex Floroiu și Teodora Păcurar. E un spectacol în trei personaje, un spectacol care... Scris de Andrei Adam. Andrei Adam și mi se pare că e regizat de tot Andrei. Și el stă și la sunet, da, și la lumini. Și... Spectacolul ăsta, dacă te duci să-l vezi cu mintea deschisă, vei vedea că finalul nu este ceea ce te aștepți. Chiar dacă tu ai niște idei făcute deja în cap, apropo de firul poveștii, dar finalul o să vă lase un pic așa în suspans. E un spectacol care merită să-l vedeți. Vă vom anunța dacă se va mai juca în București, asta este sigur. Mergem un pic mai departe acum cu povestea actriței Crăița Mladinovici. În afară de spectacole cu breasla și în afară de spectacolele cu Teatru Masca, tu ai mai fost în niște proiecte. Unul dintre ele, un proiect foarte drag și ție și lui Mădălin, vorbim de acea poveste al Eminescu. Am să te rog să ne povestești despre ea un pic. Întâmplător am ajuns la Toma. Inițial îmi propusese să joc cu fratele cuplu. Doar că a fost foarte ciudat și am optat să fiu muza lui Eminescu. M-am îndrăgostit de acel rol. La unde l-ați jucat? Că știu că l-ați jucat în câteva locuri destul de... Am fost la Brașov cu el și în București la institut, undeva pe la universitate. Da, da, și l-a jucat și la Școala Ferdinand. La Școala Ferdinand. Știu, da? Că acolo v-am văzut eu. Da. Și la Central Casting acolo, uh-huh. Unde aveau. În afară de proiectul ăsta pe care l-ați avut cu regizorul și actorul Vasile Toma, ați mai avut și altceva, alt proiect cu el? Eu nu, personal nu. Uh-huh. Și în afară de asta, ce ai mai făcut? În ultimul timp am descoperit sunetul, fiind masterand de la audio-video, și colaborez cu trupa de teatru independent Mini Ricci, unde fac sunetul. Simt. Mini Ricci sunt cei care au avut, dacă nu mă înșel, la Palatul Copiilor un spectacol. Da. Mini Ricci în Aventurile lui Apolodor, uh-huh. Și acum de 1 iunie au avut în cadrul festivalului organizat de Itzibiții premiera spectacolului Copacul Înțelept. Uh-huh. Ce-ți propui să faci de acum încolo? Foarte multe. Nu mă pot opri și nu mă pot decide asupra unui singur lucru. Îmi doresc din toamnă, de exemplu, să mă apuc de facultatea de drept. Mm. Vreau să continui cu sunetul, vreau să continui cu actoria, fac orice. Până acum ai avut o propunere, de exemplu, să joci un rol în vreun film? Sau ai jucat în vreun film? Mi s-a propus. Imediat după spectacolul din București cu travestiuri, am primit propunerea să joc într-un film. Și poți să ne spui despre ce e vorba? Momentan este în preproducție, e așa surpriză. Că... surpriză, am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, filmați. Filmăm, da. Mm-hmm. Următorul proiect este acest film. Doamne ajută! Până la urmă e important să faci și experiența asta, că sigur. Scena e o experiență, filmul, da, e altceva. Regizorul m-a întrebat, ai mai avut experiență cu de film? Și am zis, nu. De ce? Sincer, nu m-a interesat așa mult, mai ales că industria cinematografică în România este slabă. Nu că...
nu are public, de fapt. Nu are public, așa este. Și chiar dacă au apărut destul de multe filme bune, și aici, dacă tot am deschis subiectul, hai să vorbim puțin, cinematografia românească în ultima perioadă a scos niște filme bune, producții destul de interesante. Și vorbim și de filme de acțiune, și de comedie, filme despre care chiar am discutat și în această emisiune. Dar, din punctul tău de vedere, crezi că se poate revigura cinematografia românească, atât cât poți tu să vezi din afară? Da. Există șanse? Există. Pentru că tinerii vin din spate cu informația pe care au primit-o online. Uh-huh. Și simt nevoia de acțiune. Simt nevoia, și oricum simt nevoia să acționeze. Se pregătesc cu foarte multe lucruri. Uh-huh. La nivel individual este adevărat, la nivel independent și o să se dezvolte. Asta e foarte bine. Dacă există speranța că se va dezvolta, e foarte bine. Cu siguranță. Ne întoarcem un pic la teatru acum, că tot ai destul de experiență în anii ăștia în care ai jucat și la Masca și independent cu Breasla. Cum ți se pare fenomenul de teatru independent în România în momentul ăsta? Pentru că ai dat piept cu el și știi despre ce vorbim. Dacă n-ai un nume, lumea nu vine la teatru. Asta, din păcate, este obstacolul suprem al actorului independent. N-ai un nume în scenă, riști să nu vinzi bilete. Da. Indiferent cât de bună este producția. Dar ca și fenomen, crezi că este un fenomen care merită ținut în continuare în picioare? Sau crezi că ușor, ușor se va duce undeva într-un colț de nișă și va rămâne acolo? Nu o să se ducă niciodată într-un colț de nișă, pentru că teatru independent există de când s-a inventat teatru, ca să zic așa. Da, da, da. România este privit ca o noutate, ca ceva, dar el există dintotdeauna. Uite, hai să-ți propun un scenariu. Să spunem că aveți un spectacol de teatru cu Breasla actorilor și nu aveți posibilitatea să jucați pe o scenă, cum a fost, de exemplu, la Indart, care e un teatru independent. Da. Ați face compromisul ca acest spectacol să existe și să trăiască, să jucați, de exemplu, cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, în ghilimele de rigoare, într-o bodegă? Da. Ați jucat? Am jucat. Prima variantă, prima distribuție a spectacolului Travestiuri a fost jucat și la Clubul Țăranului. Și cum a fost experiența aia? Din punctul vostru de vedere, ca și logistică, să zicem. A fost sala plină, dar la pălărie s-au strâns 15 lei. Deci, cu alte cuvinte, a jucat pe gratis. Asta este riscul, până la urmă? Da, este un risc pe care ți-l asumi și de cele mai multe ori ți-l asumi asumat. Da. Care este următorul proiect pe care îl veți avea să-l faceți, lăsând la o parte festivalul la care veți merge cu Breasla actorilor, dacă poți să ne spui? De care știi tu sigur că se întâmplă. Premiera spectacolului de comedia de arte scrisă și regizată de Massimiliano Nunes. Da. Și joci și tu în el? Nu. Nu? Nu. Oh. Mă voi ocupa cel mai probabil de sunet și de lumini. Și cine va juca în spectacol? Nu pot să-ți dau această informație pentru că încă nu este gata distribuția. Încă nu e gata, am înțeles. Uite ce secretări sunt tineri ăștia. Dar din ce știu, știu sigur că Mihai Hurduc este unul dintre actori. Apropo de comedia de arte, tu ai apucat să joci în Masca comedia de arte? Nu, dar am făcut un workshop de comedia de arte și cu Michele. Și cum ți se pare? Dificil. Deși când te uiți la un spectacol de comedie, zici, ce e așa simplu? Hap, hap, agitat. Nu. Masca ți-ai fi dorit să joci? Mi-aș fi dorit, dar nu cred că sunt făcută pentru comedie. Genul ăsta de spectacole de teatru. Bine, comedia de arte, într-adevăr, vorba ta aparent este ușor, dar în momentul în care te duci în spatele scenei și începi să lucrezi, acolo e mult mai greu. E mai greu decât statuile vivante? Din punctul meu ca de vedere, faci comparație. Da. Da? Da. Este și cel față mai de spectacole pe care tu l-ai jucat la Masca? Da. E incorrect spus mai greu, că fiecare are greutatea lui. Mm-hmm. Mă bucur de răspuns, că e foarte important răspunsul ăsta. Sincer, îmi place comedia de arte să privesc, dar atunci când a trebuit să fac, mi-am dat seama că nu se pliază pe mine, că nu este genul meu de spectacol. Mm-hmm. Dar de privit, îl privesc cu mare este drag. Un spectacol, sunt spectacole de comedia de arte, sunt spectacole fabuloase și explozive, adică nu e nimic static, nu e nimic plictisitor în ele. Ne apropiem de final, Crăița, și vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ți-ai rupt din timp. Știu că chiar în ziua în care noi avem acest interviu, tu vei avea examen și vreau să-ți urez baftă. Și mulțumesc, să fie. Ție și colegii tale, Bianca, pe care o salutăm și
spectatorii noștri o să o cunoască și pe Bianca săptămâna viitoare. Înainte de final aș vrea să te rog un mesaj pentru tânăra generație care vine din urmă după voi și vor să facă ceea ce faci tu. Ce ar trebui să înțeleagă, ce ar trebui să facă? În primul rând, să muncească. Fără muncă nu poți să faci absolut nimic. Și să-și dorească cu adevărat. Mulțumesc mult de tot, Crăița. Îți urez succes în continuare. Baftă la examen. Mulțumesc. Și să ne auzim cât se poate de curând, să ne vedem cât se poate de curând din nou pe o scenă de teatru. Așa să fie. Dragi prieteni, Crăița Mladinovici, tânăra generație de actori, actori foarte buni, așa cum vă mai spuneam și în alte ocazii. Merită să mergeți să-i vedeți. Dacă auziți de un spectacol sub semnătura Breasla Actorilor, chiar vă recomand să mergeți. Și noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci însă vă las cu lucrurile frumoase care se întâmplă aici la București TV. La revedere!